Clujenii sunt nevoiți să circule încă cu multe autobuze vechi și insalubre. Astăzi, la interval de câteva ore, două mijloace de transport s-au defectat în trafic și au fost tractate de mașinile companiei de transport public. Astfel, în jurul orei 12, un autobuz de pe linia M26 s-a defectat și a blocat banda 1 de mers de pe Calea Florești. La distanță de aproximativ 6 ore, un troleibus a stricat vis-a-vis -vis de Facultatea de Științe Economice. Luna trecută, un alt autobuz vechi din dotarea companiei de transport public Cluj a luat foc.